Desigur că e mai ușor să fii reactiv decât răbdător. Cele ce se întâmplă în situația din Ucraina și Rusia și toate cele care le știm și le auzim și le cunoaștem, pentru că nu degeaba în Sfânta Scriptură există cartea Iov. Nu există om care să nu fie încercat de Dumnezeu și să nu primească scăpare. Că scris este și în înțelepciunea lui Solomon că suntem încercați de Domnul ca aurul întopitoare. Că precum aurul se cearcă în foc, se dovedește că este aur și nu altceva, așa și noi prin ispite, că scris este și în Sfintele Evanghelii, că prin răbdarea voastră veți dobândi sufletele voastre. Nu este altă cale mai ușoară fără răbdare, prin nerăbdare să dobândim nici de cum. Cine n-ar fi și oriunde nu ne-am aflat. Să vă fie de folos duhovnicesc în primul rând. Și Dumnezeu să ne întărească în credință și Hristos a înviat.